Zilnic primesc o masă caldă la cantina socială oameni ai străzii găzduiți de centrul social de urgență Ioana, care funcționează în aceeași clădire. Nu sunt însă singurii pentru care masa oferită de autorități este echivalentă cu supraviețuirea pe timp de iarnă. Mulți dintre ei dorm în canale, în scări de blocuri sau în clădiri părăsite. Cum e mâncarea la... E foarte bună, precum am fi acasă. Cu mâncarea e pregătită foarte bine, are tot ce trebuie în ea. Ce vă place mai mult? Tot. Toată mâncarea. În moment ce ești pe stradă și ești flământ și vii încoace, n-ai altă șansă. Cum de-ai ajuns tu în situația de a veni aici? Din cauza părinților. Am ajuns așa pe stradă. Te-au luat afară sau? Nu, m-au dus la casa de copii, la 2 ani. Și? Acum tot la casa de copii? Nu, după 18 ani scoate afară. Îmi place mâncarea, îmi place să stau aici. M-am învățat bine. Meniul zilnic este unul bogat și conține două feluri de mâncare plus un desert. Zilnic avem întotdeauna ciorbă, felul 2 și felul 3, întotdeauna au. Bogat! Da, da, să știți că meniul bogat. Le place la oameni? Da, sunt foarte încântați, vin și ne spun că e foarte bună. Ce capacitate are cantina? 100 de persoane pe zi. Păi vin, unii mănâncă aici, alții iau la, că mai au acasă. Mâncare e suficientă, bună. De unde, cum reușiți să vă aprovizionați? Sunt bani păi suficient? La 1 ianuarie 2015 s-a mărit alocația la... Și ne încadrăm la colectiv să gătește mai economic ca 2-3 persoane. Începând cu luna ianuarie anului trecut, alocația de hrană a fost dublată la cantina de ajutor social Râmnicu Vâlcea, de la 6 lei de persoană la 12 lei.